Vremea capricioasă din ultima perioadă nu a stat în calea sutelor de turiști care au mers în drumeție în munții Făgăraș. Dacă până de curând aceștia își anunțau sosirea doar în weekend, acum crestele munților sunt pline de turiști dornici de aventură și în cursul săptămânii. Turiști acum nu se prea anunță, că sunt mereu și în timpul săptămânii și peste tot, că cam a început sezonul și sunt și foarte mulți turiști care fac traseele de creastă, deci câteva zile în Făgăraș. Vremea de... nu pe așa de laudabilă, dar se pare că de mâine începe să îndrepte și duminică e mai bine, luni, marți, iară. Dar turiștii acum nu mai sunt numai cei de sfârșit de săptămână, sunt mereu care parcurg traseele din Făgăraș. Traseele montane sunt în stare bună, doar în câteva zone se mai găsește câte un strat subțire de zăpadă, însă cu un echipament adecvat, orice traseu poate fi parcurs, indiferent de gradul de dificultate. Mai sunt câteva limbi de zăpadă, dar scurte și nu sunt dificile, doar vremea trebuie luată în considerare. În fiecare zi poate să fie câte o vijelie, să dea grindină, să bată vântul tare, să plouă. Asta se poate întâmpla chiar în fiecare zi, dar să sperăm că nu e așa rău cum ne prognozează meteorologii. Salvamontiștii au programul încărcat în acest weekend. Aceștia s-au implicat și în activitățile de la festivalul Intransilvania, care mâine oferă turiștilor posibilitatea de a participa la activități montane, care presupun crosuri și drumeții atât la pas cât și cu bicicleta. Acum suntem implicați și în acțiunea asta cu festivalul la Transilvania de la Drăguș. Au o probă de maraton, semi-maraton montan și suntem în alertă în zona respectivă. 20 de kilometri pe Valea Sâmbetei și coboară pe Muchia Drăgușului, dar o să hotărâm mâine dacă se poate ține proba în funcție de vreme. Așadar, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploilor anunțate de meteorologi, în acest weekend turiștii au multe opțiuni pentru distracție și relaxare, atât pe traseele montane, cât și la poalele munților.